Sute de călărășeni au participat anul acesta la manifestările organizate de Ziua Marinei. Activitățile programate de Primăria Municipiului Călăraș s-au derulat în Parcul Central, pe malul Borcea, dar și pe Plaja Mare și Plaja Podul 4. Ziua Marinei a început prin oficierea slujbei de către Preasfințitul Vicențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Volna. Marii Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți! A urmat oficierea unei slujbe de pomenire și depunerea coroanelor de flori la crucea marinarilor din Parcul Central. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin! Aleluia! Aleluia! Odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi marinari români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru casele serțelor, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Tuturor pe care moartea și pe deavne surpașe de viviații militare. În sus, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi marinari, din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește-i în loc minat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Și orice greșeau strângurștii prin cuvânt, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și plor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să iei. Programul artistic oferit de ansamblurile participante la Festivalul Internațional de Folclor Hora Mare, organizat de Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, s-a derulat începând cu ora 10:30, iar activitățile specifice, precum parada navelor, desene pe asfalt, atelier de pictură pentru copii, concurs de bărci cu rame, concurs de ambarcațiuni, caia, canoe și canotaj, concursul de not, dar și concursul de prindere a rațelor, a încheiat programul organizat în Parcul Central.
Veșnică pomenirea eroilor matinali. Unde era? Eu uite.